trenul de Suceava iar vine cu întârziere. Și mare. Dar bine că ieri a venit un tren cu 2 ceasuri întârziere. Credeam că nu mai oprește. Deja mai mulți refugiați aud că se întorc spre Suceava acasă decât să vină din nord spre București. Locomotivă veche. Un fel de muzeu sub cerul liber. Traducătorii au depistat o familie de refugiați sau nu, doar așteaptă. Ceau. Springtime e închis și e transformat în sală de așteptare pentru persoane refugiate. Și aici e cortul de prim ajutor medical. Tot pentru refugiate.
informații, inscripții în limba ucraineană. Sala e goală.